Conducerea Paternis a cerut să intensifice eforturile de colectare a banilor de la populație pentru facturile de energie termică. Reprezentanții municipalității atrag din nou atenția asupra riscului de a rămâne fără apă caldă și căldură în tot orașul după 15 ianuarie, în cazul în care populația nu își plătește datoriile la întreținere. Pentru a veni în sprijinul asociațiilor de proprietari care vor înregistra încasări în perioada sărbătorilor, Apaterm extinde programul de funcționare a 6 caserii din oraș, care vor fi deschise și în zilele de sâmbătă, 21 și 28 decembrie 2012. Până la sfârșitul anului, caseriile Apaterm vor fi închise doar în zilele duminică, pe 22 și 29 decembrie și în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie. În restul zilelor, programul de lucru cu publicul va fi normal.